Bună seara și bine ați venit la Face to Face, emisiunea în care tu îți alegi videoclipul preferat. Astăzi la Face to Face au venit alături de noi Bambi cu videoclipul piesei Ne certăm, ne împăcăm și Măriuțele cu videoclipul piesei Dar ar mai mantine dragoste. Trupa Bambi a realizat de curând un nou videoclip. Bună seara, fetelor! Bună seara, Cosmina! Cum se numește piesa? Ne certăm, ne împăcăm, nu? Ne certăm, ne împăcăm, este o melodie etno foarte frumoasă. În colaborare cu un cântăreț foarte talentat, se numește Lili Hanțu, pe care n-am putut să-l aducem în seara asta aici, pentru că e spațiu mult prea mic, însă mergem cu el la concerte. Am fost de curând la Giurgiu și am cântat toate piesele noastre etno împreună cu el și toată lumea s-a simțit foarte bine și piesa asta, care are și videoclip, a fost primită foarte bine. Dar cum de-a venit ideea acestui titlu? V-ați inspirat din viața de zi cu zi? Da, sau, mai da? Nou știi că așa se întâmplă. Tinerii se ceartă, se împacă destul de des, dar e o piesă frumoasă, o piesă pe care prinde, o piesă care este cerută la posturile de specialitate. Și cam atât. Când ați filmat videoclipul? De curând, nu? L-am filmat chiar înainte să plecăm din țară, pentru că ultimele 4 luni le-am petrecut în America și chiar înainte să plecăm am filmat videoclipul pentru că am vrut să le lăsăm admiratorilor noștri o melodie de care să se poată bucura în acest timp în care noi am fost plecate. Dar ce-ați făcut 4 luni în America? Am fost în primul rând ce n-ai putea să faci în America? În primul rând, uite, spre exemplu, scria presa despre tine că te-ai căsătorit în America, e adevărat? Da. Wow, dar să știi că ne-am vizitat și rudele, pentru că 80% dintre rudele din partea mamei trăiesc acolo și noi nu i-am văzut de foarte, foarte mult timp. Am și cântat pentru comunități la biserici, am făcut de toate, ne-am simțit bine, am și vizitat toate locurile superbe din America, începând cu New York până la Vegas, Los Angeles și a fost o experiență de neuitat. Tu nu te-ai căsătorit cu un american, nu? Nu, cu un român, dar ne-am căsătorit acolo. Wow, frumos! De ce? Ați vrut să fiți cumva departe de ochii curioșilor aici, nu? A fost o ocazie, probabil că e visul multor persoane să se căsătorească în Vegas, e un loc ideal pentru nunți și renumit pentru nunțile de acolo. Sunt foarte multe capele de căsătorii la tot pasul și a fost o ocazie pentru noi, mai ales că eu mă aflam acolo. O zi superbă și amintiri superbe, e ceva inedit, pentru că nu poți să compari o cununie civilă pe care o faci aici la primăria unui sector cu o căsătorie în Las Vegas. E adevărat, dar până la urmă, dacă există iubire, ce mai contează unde te căsătorești, nu? Da, e important, în schimb, să faci totul în așa fel încât să ai amintiri foarte frumoase de la ocaziile speciale din viața ta, indiferent care ar fi ele. Tu intenționezi să te căsătorești tot în America? Atunci când va fi momentul? Nu cred. Eu sunt foarte naționalistă și îmi iubesc atât de mult familia încât aș vrea ca toți să fie prezenți la nunta mea. Dar mă gândesc că au fost prezenți oricum. Da, au fost prezenți părinții, dar nu bunici, rude și așa mai departe. Eu vreau ca toată lumea să fie prezentă la nunta mea. Am înțeles. Bun, unde ați filmat videoclipul? Este filmat la un restaurant cu specific românesc. Am căutat să fie un decor cât mai tradițional ca să se potrivească foarte bine cu melodia. După cum vezi și noi avem costume, nu sunt chiar costume populare, pentru că așa cum muzica etno este o muzică populară stilizată și reactualizată, așa și costumele noastre sunt adaptate după modelele populare, dar fustele sunt puțin mai scurte ca pentru muzică etno. În schimb am păstrat elementele tradiționale, florile în păr care dau foarte bine și care nouă ne plac la nebunie și se folosesc în portul nostru tradițional. Cât au durat filmările, mult? Am filmat mai multe videoclipuri în aceea zi, să știi, pentru că... Wow, e posibil, e prima oară când este posibil, pentru că noi îți explicam și data trecută că la genul acesta de muzică nu poți să compari costurile și implicarea cu un videoclip de muzică dance sau un videoclip pe care îl difuzezi, nu știu, la MTV sau alte posturi de televiziune. Și atunci... În primul rând, ceea ce contează la genul ăsta muzical este melodia și videoclipurile, dacă ai o echipă bună, oameni muncitori și dacă noi lucrăm bine cu ei, ne putem concentra să facem lucruri bune chiar și într-un timp foarte scurt. Și câte videoclipuri ați filmat în aceeași? 3 videoclipuri. Da, avem... Da. Acesta este primul, nu? Single. Și vrem să realizăm performanța ca de un filmuleț, așa împărțit pe episoade. Da, câte un videoclip pentru fiecare piesă de pe album cu Lili Hanțu, pentru că sunt melodii foarte frumoase și sunt foarte bine primite de public.
Am înțeles. Wow, dar v-ați mișcat repede într-o zi să filmați acest videoclip. Da, da, mi-aduc aminte că pentru prima oară când aud asta. Data trecută vorbeam de 3 videoclipuri pe care le-am filmat în 10 zile, dar asta face diferența, genul muzical și ceea ce se cere pentru fiecare gen muzical în parte. În America, unde n-ați filmat un clip? Cred că n-am avut timp. Am avut atât de multe lucruri de făcut, atâția oameni de vizitat, încât nu am avut timp să mai facem și lucrul ăsta. Dar cine știe, poate în viitor, de ce în nu? În viitor nu se știe niciodată. Acum sunteți într-o perioadă în care sunteți în vizită în România sau stați o perioadă mai lungă? Nu mai plecați în state nu așa plecăm, curând, nu? Am fost în vizită în Statele Unite, dar noi locuim aici, cariera noastră este aici și concertele, nunțile și așa mai departe sunt aici. Apropo, pentru toți cei care ne urmăresc, pot intra pe site-ul nostru pe www.bmusic.ro. Deja am primit foarte multe cereri pe nunți pentru că a trecut postul și sigur vom fi acolo și cu mare drag. Asta, vrem să le transmitem celor care ne urmăresc că noul nostru single se numește Găsesc totul la tine. Asta pentru că am început să promovăm melodia la posturile de televiziune și primim o grămadă de mesaje despre cum se numește piesa, unde o pot găsi, așadar piesa se numește Găsesc totul la tine. O să încerc să ne mișcăm cât mai repede să o poată găsi pe site și să o poată asculta de câte ori vor. Înțeleg că videoclipul acesta nu poate fi vizionat pe internet, sau poate? Ba da, poate fi vizionat pe internet, deja se găsește pe YouTube și are destule vizionări, dar pe posturile de specialitate este foarte difuzat și cei care urmăresc deja o cer pentru dedicații. Am înțeles. Bun. Voi sunteți deja obișnuite cu regulile jocului la face-to-face. A venit momentul să le lăsați un mesaj celor care ne urmăresc, numărul de SMS, dacă nu vă aduceți aminte, este 1313, poftă fetelor și vă mai aștept. Mulțumim frumos! Ce să zic, dacă vă place muzica românească, muzica etno, votați-ne și o să o ascultați din nou. Măriuțele, adică Anemari și Anca, sunt astăzi în studioul emisiunii Face to Face. Bună seara, fetelor! Bună seara! De ce vă numiți așa, Măriuțele? Când, de fapt, vă numiți Anemari și Anca. Anemari, da. Anca și pe ea o cheamă și Marilena. Aha. Am gândit să facem așa, o combinație. De... Între cele bine, două. Bine, dacă stăm bine să ne gândim, ideea era că pe cu mult timp în urmă, pe noi ne chema, nu? Măriuțe? Româncuțe, da. Da. Și, dintr-o greșeală n-am registrat numele la timp, ne-a fost preluat de către altcineva și atunci, da, într-un fel, am fost nevoită să ne schimbăm. Cine a preluat numele? Alte româncuțe. Wow, de la băcă e... Nu, o simt, nu l-am înscris la timp, acum știm, l-am înscris. Oricum, văd că se poartă. Se poartă, se poartă. Da, și atunci a trebuit să găsim un repede. Până nu s-a întâmplat și până nu se întâmplă, nu crezi. Dar când se întâmplă... Destul de ciudat. Da. Na, da. Asta e cu răutatea oamenilor, n-avem ce face. Când ați filmat acest videoclip și cine l-a regizat? Acest videoclip l-am filmat acum câteva luni cu echipa lui Iulian Moga. Este un videoclip foarte frumos. Un videoclip foarte frumos și o schimbare de stil pentru Iulian Moga. Da, da. Pentru că el de obicei realiza videoclipuri pentru alte zone muzicale. Iată că a ajuns și în această zonă. E greu să faci un clip frumos cu muzică etno. Muzica e frumoasă, dar e dificil să faci un videoclip. De ce spui asta? Așa cred eu. Muzica etno e mai greu să o prinzi așa. Fetele de la Bambi, cu care astăzi vă duelați, spuneau că este mai simplu pentru această zonă muzicală. E mai simplă realizarea videoclipurilor. Tocmai pentru că nu e nevoie de atât de multe cadre. Nu știu, e elaborat. Cel puțin videoclipul nostru e foarte bine făcut. Nouă ne place foarte mult. Are tot ce îi trebuie videoclipul? Da. Și un băiat frumos. Da, și un băiat frumos. Și un cal. Avem și un cal foarte frumos. Da. De unde ați adus calul? Calul ni l-au adus ei. Calul ni l-a adus echipa. Am rămas, da, șocate când am aflat că se numește Viorel. Se numește calul Viorel? Da, așa o cheamă. N-am mai fost călărit și eu am aflat după filmare, oricum. Altfel cred că nu m-aș fi încumetat. Eu m-am bucurat tare mult, fiindcă în videoclip este o secvență când tragem la sorți care dintre noi urmează să călărească acel cal cu arătosul băiat. Și m-am bucurat tare mult că a tras ea bilețelul câștigător, fiindcă acel cal... Puțin frică. Mie mi-era un pic teamă și acel cal devenise un pic agitat, fiindcă văzuse o iapă undeva mai la distanță. Și deja a început să scoată anumite sunete. Și atunci m-am fost foarte încântată că ea s-a dus. Accidente nu cred că au fost, nu? Nu cu mine, cu băiatul frumos din meu. Păi băiatul frumos din videoclip, cum îl cheamă, tot Viorel? Nu, nu-l cheamă Viorel, nu mai rețin exact cum îl cheamă, îmi pare rău. Dar ce s-a întâmplat? A căzut de pe cal? Nu n-a căzut, că el ne plimba, practic. S-a împrietenit cu calul înaintea noastră, dar numai că a rămas fără tată, l-a călcat calul pe pantof. Wow! Da, da. Am înțeles, cât au durat filmările? Nu
nu foarte mult. De dimineață până noaptea târziu. Da. Da. Uh-huh. Despre Iulia Moga se spune că este un regizor foarte exigent. A fost exigent cu voi sau v-a iertat? Nu, că noi am fost cu mințele, am făcut ceea ce trebuie să facem. Melodia o cunoșteam bine, deci n-am avut probleme de genul ăsta. Cu calul a fost o problemă și că am murit de frică de obicei, cum se întâmplă de fiecare dată. Și voi ați murit de frică? Da, deși e soare și pare destul de cald. Bun, pentru această zonă muzicală, ce elemente trebuie să aibă un videoclip pentru a fi considerat un videoclip bun? Ca să fie considerat un videoclip bun, nu etno, neapărat. Un videoclip bun. Păi să aibă, în primul rând, imagine bună, cadre trase foarte frumos, un regizor bun, un regizor foarte bun, piesa să sune foarte bine. Și, eventual, două fete. Două fete care știu să cânte. Da, exact. Am înțeles. Bun. Mai povestiți-mi, nu știu, întâmplări de vreun fel la filmare au avut loc, v-ați distrat, de exemplu, sau ați fost foarte concentrate? Nu, ne-am distrat foarte tare, a fost foarte amuzant, da. Ne-am plimbat pe lac cu barca, adică am făcut foarte multe într-o singură zi. Pe lac? Da. S-a filmat undeva în zona Belciugatele. Aha, da. O locație foarte frumoasă. Da, cadru foarte frumos. Uh-huh. Evenimente spectaculoase nu s-au întâmplat, dar așa pe ansamblu... A, chiar în Belciugatele, unde este acel domn primar care a făcut niște afirmații destul de nepotrivite, asta, zic eu, despre de la Sibirea. Exact, gata, deci, dar nu l-am întâlnit. Nu l-ați întâlnit pe primarul, nu, foarte supărat, nu? Nu. În momentul de față, ce proiecte aveți? În momentul de față colaborăm cu Emma Podeț și avem foarte multe spectacole în perioada următoare. Uh-huh. Noi mergem cam peste tot, da, foarte mult în țară și foarte mult la tot felul de petreceri. Noi suntem cu distracția, noi asigurăm distracția la evenimente. Cântați anunci, botezuri, absolut. Da, nu refuzăm spectacole. Avem și două fete dansatoare care sunt foarte, foarte sexy și foarte drăguțe și se creează o atmosferă foarte frumoasă de fiecare dată la petreceri. Și cam asta e distracția number one. Deci ideea e să ne simțim bine cu toții acolo unde mergem. La început vreau să spun că Anca cântă foarte bine rock. Eu am cântat altfel de piese înainte. Mai exact ce fel de piese? Păi, muzică în general, ușoară. Și de azi, când am ajuns să facem lucrul ăsta, ne-am uitat una la alta, un pic strâmb așa, dar a ajuns să ne placă foarte mult. Da. Ai putea să ne cânti, dar n-ai bani, tine, dragoste, dar pe ritmuri mai rock, așa? Rock, nu ne-am gândit, da. Nu știu cum să fie, uite, chiar nu m-am gândit. Păi, dar n-ai bani, tine, dragoste, wow. tot un pic de nu cred că este acolo. Exact, orice ai face. Bine, da. Vă mulțumesc mult, fetelor, baftă mult în continuare. A venit momentul să le lăsați un mesaj celor care ne urmăresc. Că numărul de SMS este 1313. Vă mai aștept. Mulțumim. Păi, ce să spunem, votați Dar ar n-ai bani, tine, dragoste, votați Măriuțe, votați Voia Bună, votați-ne. Votați la 1313 după cum urmează. Pentru a vota videoclipul Bambi, trimiteți Bambi la 1313, iar pentru a vota videoclipul Măriuțelor, trimiteți Măriuțe la 1313. Votați până la ora 23 și alegeți videoclipul preferat. Cel câștigător va fi difuzat, ca de obicei, după emisiunea Agentul VIP. Ciao!